În piața Obor din Arad cu greu găsești un loc printre tarabele comercianților. Dacă unii și-au făcut proviziile pentru iarnă din timp, alții au preferat să aștepte ca prețurile să coboare pentru a-și cumpăra castraveciori, ardei, vinete sau varză pentru murat. Acum începem numai să cumpărăm. Acum. Ce doriți să cumpărați? Ardei, conopidă, castraveți, gogonele. E mai sănătos să puneți roase decât să cumpărați din magazin. Da, e mai sănătos și faci acasă cum îți bătrânește. Prețurile, să zicem, aproximativ mulțumitoare. Ce ați spus pe iarnă? Ce am pus? De toate. Și castravecior, și gogoșar, și capia, și absolut de toate. Puneți murături așa acasă? Da, da. Tradițional? Da, da. Nu cumpărați de la magazin niciodată, nu? Nu. Puneți... din grădină sau de din piață. Ce mai urmează să mai cumpărați? Varză pentru murat. Cele mai căutate legume au fost castraveciorii atât de bun de pus în borcan peste iarnă, dar și varza, asta în condițiile în care prețul unui kilogram a ajuns la un leu. 2,70. 2,70. Bine trece varza. Cumpără lumea? Cumpără. Se pregătește pentru iarnă? Mai este un pic de vreme. Am înțeles că au mai scăzut prețul acum în ultima perioadă. Un pic. Un pic mai căzut prețul, dar să sperăm că nu mai cade în continuare. Aveți marfă bună? Marfă vorbește pentru el. Tot asta mai greu. Deci până acum a trecut foarte bine, dar acum săptămâna asta nu știu din ce cauză. Deci e o pauză. Și a căzut prețul castraveții la 1 leu, vânăta era 1,80 lei, săptămâna trecută acum 1,20 lei, 1,30 lei. Deci a căzut prețul. Deci au scăzut prețul, da, cam la toate. Și la conopidă iar. Era cu 4 lei săptămâna trecută și acum, uite, e cu 1 lei. Și cu 80 de bani săptămâna. Nu numai legumele necesare pentru murături se bucură de succes în piețele arădene, ci și morcovii, cartofii sau ceapa.